primul rând, primul pas a fost alegerea președintelui Parlamentului și a președintelui interimar. Dacă cineva consideră că Republica Moldova ar fi putut rezista măcar pentru o lună de zile fără de guvern, atunci vă spun că acest om habar nu are ce înseamnă să guverneze o țară. Uitați-vă, noi am demonstrat în 2 ani de zile că fără președinte ales, având această problemă, recunoscându-o, noi am reușit să guvernăm țara. Și lucrul ăsta a fost realizat de către Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană, cu participarea reprezentanților tuturor partidelor care fac parte din această alianță. Această abordare, eu cred că este mai mult una care reiese din frustrările dumnealui care vin în urma deciziei de astăzi, pe care le-a luat, din păcate, foarte personal. Păi și de ce e supărat? Dacă are încă un as în mânecă, vă spun că eu mai mult cu deaș nu vreau să aud. Eu sătul, 2 ani de zile, uite așa. Soluții sunt două, din punctul meu de vedere. Prima ține de capacitatea politicienilor din Parlamentul Republicii Moldova, indiferent din ce parte de fac parte, de a începe un dialog în interesul Republicii Moldova și, în rezultat, să găsim o soluție de compromis. Doi, să fie modificată Constituția în strictă conformitate cu prevederile constituționale, care spun foarte clar cum poate fi modificată Constituția, sau adoptată o nouă Constituție. Opțiunea mea este, în cazul în care nu reușim să găsim acest compromis în Parlament, să adoptăm o nouă Constituție, și aici vreau să fac o precizare. Când vorbesc de o nouă Constituție, vorbesc despre o Constituție nouă, nu de cea care a fost, sau de asul de mânecă anunțat și Constituția elaborată de către o comisie la care se referă domnul Ghimbu. Eu vorbesc despre o Constituție nouă, care urmează să fie elaborată de către reprezentanții întregii societăți, și mă refer la cei care au capacitate să coparticipe la elaborarea noii Constituții. Deoarece Constituția nouă urmează să răspundă problemelor zilei de astăzi, dar și zilei de mâine, și mai cu seamă perioadei pe termen mediu și lung a Republicii Moldova. Adoptarea unei Constituții noi, pentru ca o persoană să fie aleasă în funcție, este o abordare eronată și care eu nu cred că trebuie să stea la baza acestei acțiuni.